Persoanele confirmate pozitiv cu COVID-19, dar și cele care prezintă simptome ale infecției respiratorii acute vor putea vota la locul aflării lor în ziua alegerilor. Pentru a-și putea exercita dreptul la vot, persoanele trebuie să depună o cerere la biroul electoral al secției de votare, unde își au înregistrat domiciliul sau reședința. Potrivit instrucțiunii privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinului în condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19, categoria de alegători menționată va trebui să prezinte informația despre locul aflărilor începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până în ziua votării. Astfel, la cetățenii respectivi se va deplasa după caz una sau două echipe mobile. De asemenea, nu se va permite accesul în secția de votare a persoanelor care manifestă simptome de infecție respiratorie acută.